și puțin de Cluj-Napoca, undeva la granița dintre județul Cluj și județul Alba, se află această frumusețe naturală care se numește Piatra Secuiului. Piatra Secuiului are multe de povestit și are multe de arătat. Eu vă invit să veniți aici atunci când puteți, pentru că dacă vă plac călătoriile și dacă vă place trekkingul, de exemplu, este un loc minunat pe care România vi-l oferă. Dar nu am venit, nu suntem de la National Geographic, nu facem turism natural aici, ci am venit cu 6 mașini în Romanian Roads Luxury Edition by Michelin și vreau să vă arăt un loc fabulos pe care l-am găsit, așa cum găsiți toate locurile prin care trecem noi, în ghidul verde Michelin. După cum știți, Michelin are două ghiduri, unul roșu pentru restaurantele de top, cel cu stelele Michelin, și unul verde care vă va arăta fiecare țară prin care treceți dintr-o cu totul și tot o altă perspectivă. În ghidul verde Michelin veți găsi implicit acest loc care se numește Conacul Secuiesc și care nouă ne place foarte, foarte mult. Este gazda noastră astăzi la prânz și le mulțumim pentru asta. Mă duc pentru că mă așteaptă un gulaș ca la carte, făcut de oameni de aici.